să ne ajute și astăzi Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, să dea cuvânt fratelui Eugen, nouă să ne dea urechi ca să fim pătrunși de acest cuvânt, o inimă ca să simțim acest lucru în sentimentele noastre și o minte înțeleaptă ca să putem la urmă să înfăptuim că și credința fără fapte este moartă în ea însuși. Așa că Domnul să ne ajute ca tot ce vom învăța să nu fie un sunet zungănitor care ne bucură pentru o oră sau două, ci să fie un cântec, o cântare a Moisei, a lui Moise și a mielului robului Dumnezeu, care nu pot cânta oricine. Știți voi acolo, numai cei 24 de bătrâni pot să cânte cântarea aceasta nouă și cei care au fost răscumpărați de pe pământ ca și cel din tâi rod pentru miel. Așadar, cântarea cu care vom începe și vom lăuda în cântări și după aceea vom mulțumi lui Dumnezeu în rugăciuni. Cine este îndemnat de Domnul să nu-și rețină acest îndemn, ci să-l dea cu mână, cu inimă largă, pentru că și Dumnezeu ne-a dat totul cu mână largă. N-a fost zgârcit când ne-a dăruit. Cântarea este? Doamne, te slăvim!
suferințele noastre să stea îngenunchiați înaintea ta. Pentru că așteptăm de la tine un izvor de binecuvântare din cuvântul tău. Pentru aceea te rugăm, fă ungerea slujitorului tău din această dimineață, ca prin mesajul care îl va transmite să facă ungerea și inimilor noastre și cugetelor noastre care le dorim curățite și sfințite și puse înaintea ta în slujbă. Doamne Dumnezeule, avem încrederea că ești cu noi, avem încrederea că ne închinăm ție, că ne auzi, că ne asculți, și de aceea venim înaintea ta pentru cei bolnavi care sunt pe un pat de suferință. Adu-ți aminte, Doamne, de viața lor. Adu-ți aminte, Doamne, că Tu ești medicul cel suprem. Tu ești medicul adevărat. Dacă este după voia Tatălui, adu-l, Doamne, din nou casa credinței. Adu-l în adunare, Doamne, oricare ar fi, Doamne, și în mod special, mă rog, pentru fratele Petrică. Te rog, Doamne, Dumnezeule, mângâie-l Tu cu ce ai Tu pentru el, cu ce poate el primi din mâna ta. Fă-i binecuvântarea familiei să poată rezista, Doamne, în proba și în necazul care sunt. Și îmbrednicește-i pe cei ce sunt și fac slujba acolo, Doamne, de îngrijire. Noi îți aducem mulțumirile noastre pentru această zi pe care o dorim binecuvântată de Tine. Noi binecuvântăm numele Tău pentru această zi și îl onorăm cu prezența, cu inimile și cu gândurile noastre, dorim să Te urmărim și să vedem lucrarea Ta desfășurată sub ochii noștri. În numele drag și scump a Fiului Tău ne închinăm și Te rugăm, ascultă-ne, Doamne. Amin. Amin. Frate Eugen, încinge-te și slujește-te. Vă rog să deschidem Bibliile, deja târziu deja, dar sper să ne ajungă timpul, să deschidem Bibliile pentru astăzi la Luca. Poți să depășești un pic timpul, să zic unde în locul acesta. Mulțumesc. La Luca, capitolul 4, o să dau citire următorului text. Luca, capitolul 4, de la versetul 16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să propovăduiesc, să vămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobăzirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Amin. Mulțumim Lui Dumnezeu Tatăl că am mai adăugat o zi la viețile noastre și că am putut veni în acest loc să ascultăm Cuvântul Lui așa cum El îl redă și cum Biblia îl redă. Rog ca Dumnezeu să lase Duhul Său cel Sfânt să ne călăuzească în înțelesul acestui text, să fie pentru noi toți o bucurie și un prilej de zidire sufletească. Sigur, am o bucurie mare de atâtea ori de câte ori trec pe aici, prin Evanghelia după Luca, la capitolul 4, și citesc acest text. Ori de câte ori citesc acest text, am o bucurie mare în suflet. Și emoția este și mai mare. De ce? Pentru că, într-o oarecare zi de sabat, la un serviciu divin, în sinagogă, chiar Mântuitorul Iisus Hristos rostește aceste cuvinte. Și acesta este un lucru extraordinar. Chiar Mântuitorul nostru să rostească aceste cuvinte. Sigur că accentul cade pe vestea bună, pe veștile bune, pe care Dumnezeu le trimite prin mesagerii Lui, prin sorii Lui.
Aici putem vedea în text că este vorba de un an de îndurare. Și nu este vorba de un an de 12 luni calendaristice, ci noi cu toții știm că este vorba de o perioadă de timp. Este vorba de un segment de istorie care a împlinit astăzi 20 de secole și care continuă. Și vedem că Dumnezeu își revarsă îndurarea peste noi oamenii, fără nicio zgârcenie. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu iubește îndurarea. Lui Dumnezeu îi place îndurarea. Și găsim lucrul acesta scris în Mica, în profetul Mica, la capitolul 7, cu versetul 18, unde spune: Care Dumnezeu este ca tine, care ieși nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Amin. Sigur că din punct de vedere al oamenilor și din punct de vedere al resurselor lor, este un moment de criză. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu și al resurselor lui, acesta este un an de îndurare. El spune, nu, nu este un an de criză, este un an de îndurare, în care El își trimite veștile bune din sorii Lui, prin mesagerii Lui. Și astăzi, Dumnezeu dorește să aducă vești bune prin mesagerii Lui, prin sorii Lui. Sigur că veștile, după cum știm noi, nu sunt numai bune. Ele sunt și rele. Și noi știm că aceste vești rele vin din partea lumii acestea, care zi de zi ne asaltează cu tot felul de vești negative, cu zvonuri negative, cu tot felul de știri negative, care nu fac altceva decât să împuțineze viața noastră. Nu fac altceva care decât să tulbure liniștea noastră. Și ca în final să, chiar să se ucidă aceste vești rele. De aceea trebuie să fim atenți la veștile rele. Dar Biblia, în schimb, ne spune că Dumnezeu ne trimite vești bune. Și aceasta este o mare binecuvântare pentru noi. De ce? Pentru că, așa cum am spus, din partea lumii primim numai vești rele. Și dacă noi suntem sinceri, pentru că suntem oameni, de multe ori ne plac aceste vești rele. Și ne place să le ascultăm și ne place să le ducem mai departe. Nu de puține ori zicem, ia vino să auzi ce am să spun. Și lumea stă în loc, te ascultă și ascultă aceste vești rele pe care ai să le transmiți. Și le duce mai departe. De ce spun lucrul acesta? Pentru că aceasta este o slăbiciune umană. Dar Dumnezeu dorește ca noi să ne obișnuim să ducem vești bune. Și Isaia, spune lucrul acesta, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, în Isaia 52, versetul 7, spune așa: Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduc vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduc vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Amin. Noi, ca și credincioși, trebuie să înțelegem că veștile rele, nu-i de glumit. Și că veștile rele pot avea implicații serioase asupra organismului nostru. Ele pot provoca dezastre în organismul nostru, dacă nu suntem atenți și nu, le primim și nu știm să le trecem prin filtrul acela prin care putem să facem deosebirea. De ce spun lucrul acesta? Ne aducem aminte că Dumnezeu, atunci când trimite prin Ezechiel acea prorocie că mânia Lui a venit peste poporul Israel din cauza nelegiurilor lor și le spune că va veni o veste prin Ezechiel. Și în urma acelei vești, în trupul lor, se vor manifesta tot felul de dezastre. Din punct de vedere al sănătății. Haideți să citim Ezechiel, capitolul 21. Capitolul 21, cu versetele 6-7. Spune, și tu, fiul omului, gem, cu rinichii zdrobiți și cu amărăciunea în suflet, gem sub privirile lor. Și dacă te vor întreba, pentru ce gem? Să răspunzi. Pentru că vine o veste. Când va veni, toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile vor slăbi, toate sufletele se vor mâhni și toți genunchii se vor topi ca apa. Iată că vine, a sosit, zice Domnul Dumnezeu.
acceptăm să ascultăm veștile rele, noi acceptăm să fim omorâți așa, câte un pic, câte un pic, câte un pic. De multe ori am auzit pe mulți și lucrez în sistem medical și de multe ori am auzit pe mulți zicând, când am auzit vestea aceea rea, m-am îmbolnăvit de diabet. Când am auzit vestea cu tare, m-am îmbolnăvit de depresie. Sau am făcut cancer. Pentru că o veste rea, când ajunge la urechi, poate să producă dezastre în corpul uman. Și o să luăm o imagine din Biblie care spune acest lucru. Ne aducem aminte atunci când poporul evreu, poporul Israel, a pierdut lupta împotriva filistenilor. Și Hovni și Fineas au pierdut chivotul pe care îl duceau și au fost omorâți, cei doi fii ale Eli. Și sigur că poporul Israel a pierdut această luptă pentru că părăsise pe Dumnezeu. Și frângele sunt cu cei care părăsesc pe Dumnezeu. Iar victoriile sunt cu cei care rămân lângă Dumnezeu. Și ne aduce o aminte că în acea luptă, care a fost un dezastru pentru Israel, în urma acestei lupte, acel alergător care se întoarce înapoi în cetate, să aducă vestea, să aducă acea veste rea, striga prin cetate aceste lucruri și ei auzit să dea pe scaun, preotul Eli. Și a spus ce se audea, vină și spune, care e problema, ce se întâmplă? Și a spus, cei doi fii ai tău au murit în lupta cu filistenii, iar chivotul a fost luat. Și se spune că la auzirea acestei vești, Eli a căzut jos de pe scaun, a dat cu ceapa de pământ și a murit pe loc. Iar nora lui, când a auzit aceste vești, spune că era însărcinată și urma să nască, dar la auzirea acestei vești a născut înainte de vreme. Haideți să citim acest text în 1 Samuel, capitolul 4. 1 Samuel, capitolul 4, de la versetul 10. O să citesc. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut, fiecare a fugit în portul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pe deștept. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hovni și Finea s-au murit. Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie și a venit la Shiloh. În aceeași zi, cu hainele sfârșiate și cu capul acoperit cu țărână, când a ajuns, Eli aștepta stând pe scaun, lângă drum, căci inima era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste și toată cetatea a strigat. Eli, auzind aceste strigăte, a zis, ce înseamnă zarva aceasta? Și îndată omul a venit și a pus pe Eli vestea aceasta. Și el era în vârstă de 98 de ani. Avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Omul a zis lui Eli, vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. El a zis, ce s-a întâmplat, fiule? Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis, Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere. Și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Finea, s-au murit. Și chivotul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și el a căzut de pe scaun, pe spate, lângă poartă și a rupt ceapa și a murit, căci era un om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Nora sa, nevasta lui Fineas, era însărcinată și sta să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a împovoiat și a născut, căci au apucat-o durerile nașterii. De aceea este bine să nu ascultăm orice. Pentru că prin urechi poate să intre viața la un moment dat, dar tot prin urechi poate să intre și moartea. Și aici, în acest text pe care am citit din Luca, Dumnezeu dorește să ne aducă vești bune. Și spune, vă trimit pe cineva să vă aducă vești bune. Pentru că Dumnezeu este în favoarea veștilor bune. Și este în favoarea optimismului. Și El dorește să ne înaripeze sufletul. Și dorește să ne înaripeze sufletul pentru că atunci când primim vești bune, noi simțim că trăim. Și dacă noi aducem vești bune unii celorlalți, aducem un plus de viață. Aducem un plus de vitalitate. Și încă un exemplu biblic în sensul acesta este atunci când copiii lui Iacov s-au întors din Egipt, frații lui Iosif, s-au întors din Egipt cu merinde pe măgar, iar în spate veneau carele care trebuia să ducă pe Iacov să-și vadă copilul, pe care nu l-am mai văzut de vreo câțiva ani bun. Și când am intrat în cort la Iacov, fiii lui au spus, tată, să facem o veste bună. Fiul tău Iosif trăiește? Sigur că Iacov la început nu i-a venit să creadă ce spun, dar după ce l-a istorisit totul, spune că
sufletul lui s-a înviorat, Duhul lui s-a înviorat. Adică, nu știm exact ce a fost în sufletul lui Iacob, la ce moment, dar Sfânta Scriptură spune că Duhul lui s-a înviorat. Adică era întinerit. Și putem vedea ce poate să facă o veste bună. Și citim lucrul acesta în Geneza, este relatat, și voi știți, la capitolul 45, Geneza 45, de la 25 la 27. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacob. Și i-au spus, Iosif tot mai trăiește și chiar el primește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacob a rămas rece, pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, Duhul tatălui lor Iacob s-a înviorat. S-a înviorat. Și găsim relatat despre veștile bune care le aduc sorii și mesagerii lui Dumnezeu, găsim relatat în Proverbe, capitolul 25-25, un proverb foarte frumos care spune următoarele. Spune, ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste venită dintr-o țară depărtată. Amin. Biblia este o carte realistă și ne pune față în față cu realitatea. Cu noi înșine. Și aici, în textul acesta, în Luca, capitolul 4:18, Dumnezeu zice, vă trimit un vestitor. Și în 4:19 spune că chiar Domnul a trimis să aducă aceste vești bune. Ce bun este Dumnezeu! De la El auzim numai vești bune. Și să știți că cine se hrănește cu Cuvântul lui Dumnezeu are șansa unui psihic bun și a unui trup sănătos. De ce credeți că s-au înmulțit depresivii în lumea noastră? Se spune că din 8 francezi dintr-o 100 suferă de depresie și au tot felul de antidepresive ca să-și găsească liniștea. La fel și americanii, 1 din 10, iau Zoloft sau Prozac, binecunoscutele medicamente care sunt împotriva depresiei, pentru a-și găsi liniștea. Și să știți că un mare efect îl au în venirea acestor boli peste oameni, le au veștile proaste pe care le auzim din partea lumii. Și deci trebuie să fim atenți la veștile pe care le primim din partea lumii. Numai Dumnezeu poate vindeca prin veștile lui bune. Pentru că vestea bună care vine de la Dumnezeu este ca un pansament, este ca un leac pus peste suferința omului. Ori de câte o suferim, trebuie să ne apropiem de veștile bune care vin de la Dumnezeu. Textul acesta pe care l-am citit vine de la Dumnezeu. Din Luca. Și de aceea noi nu trebuie să fim brutali cu el. Trebuie să avem cingășia și răbdarea unui ceasornicar. Vă știți că ceasornicarul, din Dujla, era fost odată la un ceasornicar aici, pe Bulevardul București, mai de mult, a fost asta, era mai tânăr, și am dus un ceas la reparat. Și vă spun, deci când mi l-a desfăcut și am început să-și pună lupa aia pe ochi, și am stat acolo o cutie mare cu tot felul de piese din alea din ceas, dar mici, și am început să ia cu penseta dintre al meu și să ia acolo și să mute de aici acolo și de la el să caute acele piese care se potriveau, să îmi repare ceasul. Eu vă spun, după vreo 10 minute, eu n-am mai avut răbdare. Am vrut să ia ceasul și să plec. Dar el căuta răbdare, lucra acolo. Extraordinar. Așa trebuie să ne comportăm și noi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ce pot să înțeleg eu din acest text ca și credincios? Dar și dacă n-aș fi credincios, ar trebui să înțeleg, când citesc acest text, foarte multe. Pentru că Dumnezeu apelează la rațiunea noastră. Și noi, trebuie să știm că și oamenii care sunt necredincioși, în anumite momente ale vieții, pot judeca drept. Și un exemplu în sensul acesta, sunt mai multe Biblie, dar un exemplu în sensul acesta este acela când mari preoți și cărturarii trimit niște ispăditori să-L ispădească pe Iisus ca să poată prinde. Și găsim asta relatat în Luca, aici, în această Evanghelie după Luca, la capitolul 20. La capitolul 20. Versetele 20-21. Au început să pândească pe Iisus și au primit niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți, ca să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului.
Și atenție ce spun acești ispăritori. Ispăritorii aceștia l-au întrebat: Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept. Deci o judecă drept. Și nu cauza fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Niște ispăritori o judecă drept într-un anumit moment al vieții lor. Acum, sigur că atunci când primim câte o veste bună, trebuie să vedem cine trimite acea veste, de la cine vine acea veste și prin cine este trimisă acea veste. Ca să putem să vedem dacă este serioasă persoana care trimite acea veste. Și sigur că textul acesta spune Duhul Domnului este peste mine. Dacă textul spune așa, înseamnă că această veste vine de la Dumnezeu. Și noi trebuie să o luăm în serios. Și noi știm că dacă vestea vine de la Dumnezeu, El spune că nu minte și că nu poate să mintă și că El ce promite face. Și asta Pavel le spunea evreilor în epistola cu același nume, le spunea că Dumnezeu când a dat făgăduințele părinților lor și promisiunile cu referitor la părăția Lui, El nu putea să mintă. Și citim asta în Evrei, capitolul 6, cu versetul 18. Zice, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare în noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Amin. Și dacă Dumnezeu trimite o veste bună, El este Cel care se și angajează să ducă la bun sfârșit ceea ce a început. Și dacă pe Dumnezeu nu o să credem, atunci pe cine să mai credem, fraților, în Universul acesta? Pentru că Psalmul 89 spune că tare ca cerurile este credincioșia ta. 89:2, Dani, dacă pot să afișez. Apoi, trebuie să fim atenți la Cel care ne aduce vestea. Cine este Cel care ne aduce vestea? Și asta contează. Și acesta nu este Moise. Este unul mai mare decât Moise. Și Petru spune lucrul acesta în Fapte, capitolul 3, versetele 22 și 23. Zice, în adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc, ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Apoi, acesta care ne aduce vestea nu este Ioan Botezătorul. Este mai mare decât Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul recunoaște lucrul acesta și spune în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3. 3, o să citesc de la versetele 20 până la 20. Da. De la 30 până la 33. Trebuie ca el să crească, spunea Ioan Botezătorul, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. Cine primește mărturia Lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Amin. Care este conținutul veștii pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o? Atunci când oamenii devin interesați de Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu le descoperă, le traduce aceste mesaje care vin de la El. Ne aducem aminte de Irod. Irod, care dorea foarte mult să-L vadă pe Hristos, dar nu că dorea să-L vadă pentru că dorea să se pochească, ci dorea să-L vadă pe Iisus Hristos că poate va face vreo minune și în fața Lui. Și sigur că a venit acel moment ca ei doi să se întâlnească. Dar Irod era judecător, iar Domnul Iisus era inculpat. Și Irod i-a pus foarte multe întrebări și Iisus Hristos nu i-a răspuns la niciuna. Și citim despre lucrul acesta în Luca, la capitolul 23, de la 6 la 9. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean, adică despre Iisus. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-L vadă, din pricina celor auzite despre El, și nădăjdea să-L vadă făcând vreo minune.
I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. De ce nu i-a răspuns Iisus la întrebările lui Irod? Pentru că Irod nu era interesat în mod sincer de adevărul lui Dumnezeu. Și Iisus știa lucrul acesta. Și prin Ieremia Dumnezeu ne spune că mă veți găsi cu toată, mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă veți găsi și mă veți căuta dacă mă veți căuta cu toată inima. Asta spune în Ieremia 29:13. De ce se căsătoresc greu băieții în zilele noastre? Pentru că nu caută cum s-a luptat cu inima, ci o caută cu mintea. Și probabil din cauza a tot felul de interese mesine. Atunci când căutăm un lucru cu inima, sau căutăm ceva cu inima, Dumnezeu participă la căutarea noastră. Dumnezeu participă la dorința noastră interioară. Și o aduce la îndeplinire. Sigur și cu credință. Marcu 11:24 spune despre lucrul acesta. Spune: de aceea Domnul Iisus spune aici, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Iisus Hristos a determinat definitiv traiectoria acestei lumi. Și cel rău, oricât s-ar chinui să mai întoarcă această traiectorie, nu o să mai poate. Nu o să mai poate. Iisus, aici în textul acesta, ne aduce două vești bune. Două vești mari. Și în care am putea spune că sunt cuprinse toate celelalte. Una ar fi că Iisus ne vestește adevărul lui Dumnezeu. Și despre lucrul acesta spune în fața lui Pilat, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 18, capitolul 18, versetul 37. Atunci un împărat odie își spunea Pilat. I-a zis Pilat: da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: ce este adevărul? I-a răspuns Iisus. Nu i-a răspuns Iisus. De ce nu i-a răspuns Iisus? Pentru că și Pilat, ca și Irod, nu era interesat în mod sincer de adevărul lui Dumnezeu. Dar sigur că o să întrebe mulți acum, dar bine, până ce a venit Iisus Hristos, alți oameni n-au vorbit despre adevăr? Și Biblia spune, ba da, au vorbit despre adevăr. Dar plinătatea adevărului a venit prin Iisus Hristos. Ioan, la capitolul 1:17, ne spune lucrul acesta. Spune că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Amin. Omul este singura ființă care are nevoie de adevăr. Și fără de adevăr, nu poate trăi. Pentru că Dumnezeu nu m-a făcut pe mine ca om pentru minciună. Nu m-a făcut pe mine ca om să fiu păcălit, sau să fiu dras pe soară, sau să fie onoarea călcată în picioare. Ci m-a făcut ca să respir, să mă hrănesc, să beau și să mă hrănesc din de zi cu adevărul lui Dumnezeu. Pentru că așa cum spune tot Luca în 4:4, și a spus și fratele Iurică, omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu adevărul care este, cu cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Iisus a adus această veste de la Tatăl adevărul și adevărul acesta a venit din cer. Iar Domnul Iisus le spunea celor care nu ascultau de adevărul Lui că aceștia sunt de la diavolul. Ioan 8:44 spune următorul text. Spune textul așa. Ioan 8:45 voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. Căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, spune Iisus, pentru că spun adevărul, nu mă credeți.
Diavolul a întunecat mințile a milioane de oameni. A miliarde de oameni, am putea spune. Și Pavel spune lucrul acesta, căci Evanghelia este acoperită, mi se pare, în Corinteni, pentru cei a căror minte necredincioasă a prostit-o. A orbit-o sau a prostit-o Dumnezeul viacului acesta. Hai să citim 2 Corinteni, capitolul 4. Capitolul 4 spune așa, și, cu 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Amin. Diavolul este cel care întuneca mințile oamenilor cu tot felul de ucideri, cu tot felul de crime, cu tot felul de dezastre ce s-au întâmplat de-a lungul omenirii. Și el înșală în continuare. Sigur, sunt oameni care spun, nu este diavol, nu este satan, rău este la oameni. Dar Biblia nu spune așa. Biblia, în Apocalipsă, spune că slava lui de Domnul este aici. Și mai mult decât atât, spune în capitolul 12 în Apocalipsă, spune așa. 12:9. Hai să citim cu 7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșoară întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și mai jos spune așa în 12. De aceea, 12:12. De aceea, bucurați-vă cerul și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Cine citește Biblia și o citește cu credință, poate să-și facă diferența și să-și dea seama de aceste lucruri. Biblia este o carte realistă. Așa cum am spus, ne punem față în față cu noi ești. Biblia este cea mai citită carte de pe întreg globul pământesc. Dovadă că este o carte serioasă. Altfel n-ar citi-o nimeni, nu? De aceea noi trebuie să ne apropiem de Biblie în fiecare zi și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne vom duce fiecare pe drumul nostru. Dar Biblia va rămâne. Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune în Matei 24:35 că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece. Domnul Iisus a venit să scoată neadevărul din mintea oamenilor și să pună adevărul în locul neadevărului. De ce? Că a dorit ca oamenii să fie liberi. Să fie eliberați de eroare. Și citim asta în Ioan, capitolul 8, versetele 31 și 32. Spune, știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Opa, stați un pic să am greșit. 8:31. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Slobozi. Pentru că atunci când primim adevărul lui Iisus Hristos în mintea noastră, ne eliberăm de eroare. Atunci când primim adevărul lui Iisus Hristos, ne schimbă viața. Ne curățește viața. Ne luminează viața. Alungă întunericul. Alungă minciuna din viața noastră și pune adevărul în locul minciunii. Iisus nu numai că a spus aceste lucruri în fața oamenilor atunci când a fost pe pământ, dar El le-a și împlinit în fața lor în totalitate. Și lucrul acesta spune în Ioan, capitolul 14, versetul 6, unde spune că spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și mai jos mai spune, deci într-atât a vorbit despre adevăr, încât spune că cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Vă dați seama ce înseamnă asta? Cine m-a văzut pe mine, atât de mult a vorbit despre adevăr și despre viața care venea de la Dumnezeu. Apoi o altă veste pe care o aduce Domnul Iisus Hristos, o găsim relatată în textul din Matei, capitolul 20, de la versetul 20, în jos o să dau știre. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat.
vrând să-i fac o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei, să-și adă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul pe care, cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea, nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10 când au auzit s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Omul toată viața aleargă după mării, după tot felul de mării. Și Domnul Iisus Hristos ne învață din acest text ceva foarte important. Ceea ce a făcut și El. S-a coborât la un nivel mai jos între ai săi și așa trebuie să facem și noi. De ce? Pentru ca Dumnezeu să spună atunci, în ziua aceea, vino rob bun și credincios, de intră în bunătatea stăpânului tău. Adică să aibă de unde să ne ridice Dumnezeu în acea zi. De aceea noi trebuie să ne coborâm mai jos. Iisus a venit în viața noastră nu numai ca un model, nu numai ca un dascăl, dar a venit să-și verse sângele, să-și dea viața. Prețiosul lui sânge, prețiosul lui sânge pe care l-a plătit pentru ca păcatele noastre să fie șterse, să fie iertate. Și noi știm că fără deversare de sânge, nu este iertare. Așa spune Pavel în Evrei, la capitolul 9. Evrei 9. Cu 22. Spune, și după lege, aproape totul este curățat cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Și apoi, versetele 13-14 din 9, spune, căci dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată, lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Amin. Numai dragostea lui Dumnezeu, Tatăl, pentru om a putut face acest gest. A făcut un gest extraordinar pentru umanitatea întreagă. Și Ioan, în 3:16, spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Apoi, mai mult decât atâta, Biblia ne spune că Domnul Iisus a dat pe sine însuși. El s-a dat pe sine însuși la moarte, pentru noi. Și asta găsim relatat în Ioan, nu numai în Ioan, și în alte părți, capitolul 10, cu versetele 17-18. Tatăl mă iubește, pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Mulți afirmă zilele noastre că ceea ce a făcut Domnul Iisus a fost un act sinucigaș. Dar, fraților, dacă la o mamă îi pică copilul în foc și intră după el și îl salvează și copilul acela trăiește, iar mama moare, asta înseamnă că mama a făcut un act sinucigaș? Nu. Mama a făcut un act nobil, un gest nobil, să-i salveze viața la copilul său. Așa a făcut și Domnul Iisus. Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi, ca noi să fim salvați. Și în Ioan, capitolul 18, atunci când au venit să-L prindă,
capitolul 18, când a venit să prindă, spune acolo la versetul 5, zice, nu, la 4, de la 4 în jos, 18, Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis, pe cine căutați? Ei au răspuns, pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis, eu sunt. Iuda Vânzătorul era și el cu ei. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. El le-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, au zis ei. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Și mai jos spune de ce. Zice, a zis lucrul acesta ca să împlinească vorba pe care o spusese. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat-o. Adică n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat-o și mai mult decât atât, m-am dat eu pentru ei. Asta a spus Domnul Iisus. Atunci când a fost anchetat, ne aducem aminte că în fața lui Irod, în fața lui Pilat, în Matei, capitolul 27, spune lucrul acesta, n-a spus absolut nimic. Absolut nimic n-a spus. I s-au dus acuze, tot felul de acuze. Pilat îi spunea, citim asta în 27, 11, 14, Matei. Matei 27, 11, 14. Zice, Iisus a înfățișat înaintea dregătorului, dregătorul l-a întrebat, ești împăratul iudeilor? Da. I-a răspuns, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților, celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis, n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei. Iisus nu i-a răspuns, la niciun cuvânt. Așa că se mira foarte mult dregătorul. De ce se mira Pilat? De ce se mira Pilat? Că nu răspundea nimic la învinuirile care îi se aduceau. Niciun acuzat, vreau să vă spun, de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei omenirii, n-a tăcut în fața acuzelor. A spus ceva. Atunci când a fost întrebat, ai făcut lucrul acesta? El a spus ceva. Nu a tăcut cum a făcut Iisus. De ce? Un alt exemplu ar fi că o altă povestire, vreau să spun, o fetiță avea nevoie de un renic ca să poată să mai trăiască. A avut nevoie de un renic. Și a trebuit să găsească pe cineva compatibil. Sigur că s-a început familia. Și mama a fost compatibilă. Mama a fost compatibilă. Sigur, medicul i-a pus foarte multe întrebări cu privire la operația care urma să o facă. Dar mama a dat din cap că dorește, n-a spus absolut nimic, n-a țipat, n-a gemut. A dorit să-și dea rinichiul fetiței ei ca fetița să poată să mai trăiască. Indiferent de ce avea de urmat, ce se întâmpla. Chiar dacă ea murea, ea dorea ca fetița ei să mai trăiască. Și n-a zis nimic. Și Domnul Iisus la fel a făcut. N-a spus nimic și s-a dat pentru noi. Și Isaia spune despre lucrul acesta în Isaia 53, acel text, în Isaia 53 frumos, care spune în versetul 7, spune, când a fost chinuit și a suplit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Copiii se bucură de iubirea părinților. Și noi trebuie să ne bucurăm de iubirea lui Iisus. Pentru că El a venit în lumea noastră să mângâie, să elibereze, să vindece. Asta a făcut Iisus. A început acea lucrare atunci și o va desăvârși. O va desăvârși în viața viitoare. Și lucrul acesta ne spune în Apocalips, capitolul 21, versetul 4. Ne spune acolo Ioan. Spune așa. Zice, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Asta va face Domnul Iisus. Noi trebuie să ne apropiem de Iisus, să iubim pe Iisus, pentru că în virtutea ceea ce a făcut, va schimba toată creația. Va face toate lucrurile noi, așezând pe cei răscumpărați în acest context. Reînnoit. Așa că trebuie să venim la Iisus cu toate păcatele noastre, ca să fim iertați, ca să fim acceptați de Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne fie Tată, iar noi să fim copiii Lui. Și lucrul acesta spune în Apocalips, Ioan, în capitolul 1, și cu asta o să închei, și doresc ca Domnul să vă binecuvânteze. Spune așa, e unul de la 4 să citesc. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este,
celui ce era și celui ce vine. Și din partea celor 7 duhuri, care stau înaintea scaunului sau de domnie. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru fratele Eugen. Ne-a dat bocate miezoase și gustoase, vinuri vechi și bine limpezite. O spățuim inima pentru noi și pentru toți cei care sunt chemați. Veniți toți cei trudiți și împovărați să vă odihniți. Sigur că o concluzie ar fi e foarte bine să aducem vești bune, așa cum spune Isaia 61. Dar veștile bune trebuie să nu fie mincinoase. Știți că înaintea veștii bune pe care Dumnezeu a dat-o omului la început, a venit împotrivitorul, pentru că Satan înseamnă împotrivitorul lui Dumnezeu, și a zis, eu vă dau o veste mai bună decât Dumnezeu. El v-a spus ceva cam în felul următor, să nu mâncați din pomul acela ca să nu muriți. Eu avertizat. El a zis, oare o zis așa ceva? Păi să fii ca Dumnezeu. Nu-i o veste mai bună să fii ca Dumnezeu? Așa, la... și i-a provocat pe oameni cu o parte de adevăr și cu o minciună fundamentată. Nu te teme, nu-i muri. Cea mai mare minciună. Nu deja vei spune Domnul Iisus, tata mincinoșilor. Este de la începutul mincinos. Păi știți că oamenilor le place astăzi mai mult minciuna decât adevărul. Pentru că minciuna, în general, le hrănește cugetul firesc, care e născut în minciună. Firescul e născut în minciună. Și de aceea oamenii se amăgesc unii pe alții cu minciuni. Și multe minciuni au o culoare roz, așa, și niște baloane de alea mare, așa. Se vor sparge când va veni Domnul. Toate aceste baloane de săpun. Până atunci, oamenii trăiesc în minciună, așa cum zice și Apocalipsa la sfârșit, că cei care trăiesc în minciună și toți mincinoșii nu vor intra în această împărăție. În împărăția adevărului. Adevărul nu are numai veste bună. Vreau să vă spun că Evanghelia este o veste bună pentru cei care au fost înșelați de tatăl mincinoșilor. Și au venit să dea o veste bună. Mincinosul a spus, nu te teme, nu-i muri. Și ei vedeau zi de zi că mor, adică oamenii. Și a venit Domnul și le-a spus, aduc o veste bună, o Evanghelie. Cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis, are viață veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cea mai bună veste. Are viață. Eu sunt învierea și viața. Evanghelia, aceasta înseamnă. Și vreau să vă spun că atunci când spunem Evanghelia, spunem ce zice Apostolul Pavel la Corinteni, capitolul 15. E foarte important. Să ne intre pe ureche și să ne rămână în cap. Să nu ne iasă pe celălaltă ureche, că atunci nu-i decât un sunet care a trecut pe lângă noi. Să nu zic prin noi. Vă fac cunoscuți, să vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, adică vestea bună, aia pe care o profețea Isaia în 61, să aduc prinșilor de război slobozenia, o veste bună. Deci Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, și pe care ați primit-o și în care ați rămas, atenție, am mai rămas, am auzit propovăduirea, am crezut-o și am primit-o și nu numai că am primit-o, am uitat-o, că ai de multe ori Biblia acasă, o pui pe un raft și o ai, da? Dar ai rămas în ea. Da, o rămas ea acolo undeva pe un raft.
Deci pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, scăpați de robie. Nu mai sunteți robi, voi sunteți fii. Asta e vestea. Dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel, deja v-ați crezut. Păi vedeți? Că mai departe zice, cum se cune dintre voi că nu mai este înviere? Păi însăși Evanghelia vorbește despre înviere. Cum mai se cune dintre voi că nu este înviere? Ați crezut degeaba. Ați crezut numai ce ați vrut. Așa a făcut și teabă. Jumate adevăr, jumate minciună. Sau în proporții, nu știu dacă e jumătate. Dar atât ca să-l poată înșela pe om. În alte ordine de idei, aș vrea să amintesc copilului lui Dumnezeu că Dumnezeu vorbește cât într-un fel, cât în altul și omul nu ia seama. Copiii, ascultă glasul. Astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Noi credem că numai la început, atunci am auzit glasul, dar da, acum ne mai vorbește Domnul sau ne vorbește fratele Ionică numai? Mă dau pe mine exemplu. Sau un alt frate. Nu, trimite un mângâietor, de aceea fratele a amintit foarte bine. Duhul este cel care ne călăuzește în tot adevărul. Și toți cei ce sunt plini de Duh sunt păstori și învățători. Dar unul singur este învățătorul vostru. Ei învață din învățătura marelui păstor și a marelui învățător, nu din învățăturile lor. Și învățătura cea mai importantă este oare unde ar fi acum diavolul și îngerii lui. Că ar părea că cartea Apocalipsei, după Apocalips, capitolul 12, a fost aruncat pe pământ și extraterestre sunt între noi, așa zic și oamenii. Păi aici s-a materializat unul aia care conduc în extraterestre. Cam așa zice și Vaticanul, aia care are un pocal cu necurății și cu minciuni și din care toate națiunile Pământului au băut și oamenii au fost ca și într-o beție, o încurcătură. Și continuă să-și cânte cântecele de altă dată, alea cu care au început să înșele. Și se pare că prinde astăzi această învățătură și cei care au protestat împotriva curviei, nu mai protestează. Se afiliază acestei matroane și ajung să fie parte din această mare casă de toleranță numită Babilon. Și noi suntem toleranți. Noi îngăduim și pe... Că așa zice Apostolul Pavel. Voi sunteți foarte îngăduitori cu nebunii. Îi primiți. Aceia care vă dau câte o palmă și vă spun tot felul de lucruri, voi primiți de bine. Vă învață să umblați în genunchi în jurul moaștelor și... Ce-o fi asta? Cine a învățat? Dumnezeu a învățat așa ceva? Păi Evanghelia, vestea bună, așa se câștigă prin julirea genunchilor și coatelor, nu prin credință. Și acolo zice, oare diavolul unde este? Pe pământ și îngerii lui și nu mai s-au găsit loc printre ei. Dar ne întrebăm, Domnul Iisus, despre care vorbește Apostolul Pavel. Eu nu mă pun întrebări retorice și voi veți judeca că aveți Duhul lui Dumnezeu, dar voi, prin Iisus Hristos, sunteți exponenții Evangheliei pentru că ați auzit-o, ați primit-o și ați crezut-o și o țineți așa cum este. Și știți că nicio profeție nu se tălmăcește singură, ci omul lui Dumnezeu a vorbit mânat fiind de Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu ne pune acum în încurcătură, nu ne poate. Descoperă lucruri viitoare. Vă aduce aminte de ce v-am spus eu. N-aveți trebuință să vă învețe nimeni. Adică nimeni din cei de care nu sunt al lui Hristos. Hristos este învățătorul vostru. El este și rabin tălmăcitorul vostru și el a ridicat în biserică întâi apostoli, învățători, evangheliști, tot felul de daruri. Asta este lucru prin care îl amintesc poate cam des și trebuie să avem grijă. Zice despre Hristos cum a murit întru apostolul Petru, în 1 Petru, și a înviat în Duh, în care a mers să propovăduiască duhurilor răutății
Evanghelie. Ca să nu vorbesc păsărite, că n-am vorbit exact cuvânt cu cuvânt, îl citim pe Petru exact cum zice. Așa. Zice, Hristos, după ce a suferit odată, pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu, El a fost omorât în trup. Dar a fost înviat în Duh. În care? În Duh. S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea coreata în care au fost scăpați prin apă un mic număr de suflete și anume 8. Adică duhurile care sunt închise, unde sunt închise? Pe pământ? Sunt închise în cer? Duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Voi n-aveți deodată împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Deci trebuie să ne gândim foarte bine. Adică cartea Apocalipsă este o carte profetică. Să privim și Apocalipsă, capitolul 12, ca și o profeție. Care ne spune mai mult decât spune litera și înțelesul literei. Ne spune în Duh. Nu mai atrag concluzia acolo. Că e simplu să zic. Scrie acolo, satanul v-a mâncat pe pământ, nu s-o mai găsi loc pentru ei în cer, acum îngerii și pe pământ și noi, ce ne-o face acum? Dar pe ce? Care sunt locurile cerești? Duhurile rătății care sunt acele? Sunt ale multe. Sunt și pe pământ și în cer duhuri. Oi, câte avem de luptat. Dragii mei, e adevărat. Stăpânitorul lumii acestea este diavolul. Văzduhul este cel stăpânit de satan și de diavolul lui. Și pe pământ, cei robiți de diavolul sunt tot stăpânirea diavolului. Pentru că în timpul Domnului Iisus, dacă vă amintiți, diavolii erau în cel numită legiune. Și nu numai acela. Erau mulți diavoli care erau, puțineau stăpânire pe om. Domnul Iisus a venit să scoată pe diavol afară. De unde? Dar mi se toată puterea în cer și pe pământ. Deci toți care l-au pe împărat, apropo de întrebarea lui Pilat, că nu au răspuns la acuzații, dar au răspuns la întrebarea fundamentală. Ești tu împăratul iudeilor? Sunt. Da, sunt. Că iudeul nu este numai acela care este tăiat în carne. Zice Apostolul Pavel. Deci dacă noi l-avem împărat pe împăratul iudeilor, iar e vorbit în cuvinte așa, Domnul, că mântuirea vine de la iudei, cel mai mare iudeu a fost Domnul Iisus. Și dacă noi îl avem pe El ca împărat, atunci nu mai avem pe stăpânitorul lumii acestea. Nici duhul răutății. Și nu poate face nimic împotriva celor care se închină. Este scris. Numai Domnului Dumnezeului tău să te închini. Deci, eu așa mă gândesc că noi nu suntem niște ființe slave. Slave. Nici slave nu suntem, că suntem romanice. Nu suntem niște ființe slabe. Suntem niște puteri. Nici. Am zis, sunteți Dumnezei. Puternici. Nu pentru că am fi noi ceva prin tăria noastră, prin personalitatea noastră, prin învățătura noastră. Cine se crede înțelept în felul lumii să se facă nebun. Zice Apostolul Pavel în Roman. Deci să ne facem nebun în felul lumii care să fim înțelepți pentru Dumnezeu. Și de aceea cred că dacă suntem ceva, suntem prin Dumnezeu care a dat pe Fiul Său pentru noi și care ne-a dat un paraclet care ne călăuzește, care e un duh de putere, care e un duh al adevărului. Nu este o slăbiciune, este o putere, dragii mei. Și cine se laudă, să se laude în Domnul. Păi cu ce se laudă în Domnul? Cu puterea pe care a primit-o însăși. Credința este o putere. Dar orice putere pe care o negi și o dai la o parte, nu mai poți avea. Nu stingeți Duhul. Mărește necredința ce erau ucenicii. Noi, păi când e slabă. Deci puterea se întărește atunci când rămâne sub capul marelui preot și când uleiul ungerii coboară
până la picioarele, până la poalele haine, la picioarele acelea din Isaia 52, când mergem vestea bună, un an de durare, dar vestea se merge mai departe și spune în Isaia și o zi de răzbunare a Domnului. E a Domnului, dragii mei. Nu vă răzbunați. Răzbunarea este a mea. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, Dumnezeu atotputernic,
Pentru că la primirea vremii Tu l-ai trimis pe unicul Tău Fiu, ce-ai avut mai scump la sânul Tău, să-și dea viața cu acordul Lui, bineînțeles, pentru ca noi să avem viață. Fiul Tău a venit și mi-a spus, n-am venit să stric legea și prorocii, ci am venit să împlinesc. Și apoi mi-a învățat, începând cu aceea că pocăiți-vă că-ți împărăția cerurilor este aproape. Împărăția cerurilor este înăuntru vostru, este în mijlocul vostru, pentru că eu sunt în mijlocul vostru. Apoi ne-a învățat că trebuie să fim lumina lumii. Nu o lumină oarecare, ci lumina lumii. Că trebuie să fim sarea pământului, nu o sare oarecare, ci sarea pământului. El n-a venit să aducă petice noi pentru a petice o haină veche și vinul, ci a venit să aducă un vin nou și n-a putut să-l pună în burdufurile vechi, pentru că n-ar fi rezistat, de aceea au trebuit burdufuri noi, adică oamenii noi, pentru învățături noi. Îți mulțumim, Doamne, că ai ridicat mahrama de pe ochii noștri. N-ai trecut pe lângă noi fără să ne faci cunoscut acest minunat adevăr. Și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai prins în planul Tău de mântuire. Cât de mult Te-a costat jertfa Fiului Tău, numai Tu știi, Doamne. Dar noi știm că avem un înainte mergător, știm că avem un mare preot, știm că avem un împărat și călcăm pe urmele Lui pentru ca să ajungem să și moștenim împreună cu El. Îți mulțumim, Doamne, pentru adunarea noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru frații noștri, pentru surorile noastre, pentru tinerii noștri. Dă-ne, Doamne, zel, dă-ne, Doamne, dragoste de cuvântul Tău, dă-ne, Doamne, dragoste de tot ceea ce ai prevăzut și mi-ai arătat Tu. Fii, Doamne, și cu cei care n-au putut să vină din diferite cazuri de boală, pecați în altă parte, fii la căpătâiul patului celor care suferă și arată-le că Tu ești prezent, așa cum ești prezent acum în mijlocul lor, nostru să fii prezent și la căpătâiul lor. Mângâie-le suferințele și arată-le că trebuie să fie tari și treci cu speranța pe care o nădăjduiesc. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău. Fii în continuare cu noi și cu cei ce vor lua cuvântul. Și ajută-ne, Doamne, ca să învățăm cât mai mult pentru a fi învingători, ci pentru a ajunge la promisiunile nespus de mari și scumpe. Toate le-am cerut în meritul jertfei Fiului Tău. Prin al Cărui nume îți mulțumim, te lăudăm și te mărim astăzi și în veci de veci. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Fiului Tău, că să mulțumim frumos că ai mai rezervat câteva clipe ca să venim în locul acesta, să stăm în fața Mării Tău, să îți mulțumim, să te lăudăm, să te preamărim. Tată Sfânt și Iubire, îți mulțumim frumos, Tată Sfânt, că ne-ai făcut de cunoscut această frumoasă credință și speranță și bucuria vieții noastre. Sufletele noastre se bucură ori de câte ori ne întâlnim la o altă sau vorbim despre planul Tău Măresc de Mântuire sau citim din cartea legii Tale. Avem multe ocazii de a ne întări în credința cu care ne-ai binecuvântat. De multe ori nu avem cuvinte să-ți mulțumim și suntem chiar neascultători câteodată. Doamne, iartă-ne și mai ajută-ne. Mai lasă-ne sub scutul aripilor Tale. Mai dă-ne putere, Doamne, ca să ne putem ținea credința sus și tare. Îți mulțumim, Doamne, că am putut să îmbrățișăm această credință și să credem că această lume învolburată și necăjită cu tot felul în care o băgată Satana nu va fi pentru totdeauna. Tu ne dai speranță, ne dai speranță prin planul Tău Măresc de Mântuire, prin Domnul nostru Iisus Hristos, că odată se vor sfârși
și va fi de cum, cum ai proiectat de la început. Doamne, ajută-ne și ajută la toți cei care te caută dintr-o inimă curată. Ajută-le și ajută-ne ca împreună să putem învinge prin toate încercările vieții care vin în încercările credinței și multe de multe probleme. Numai Tu poți Părinte Sfânt și rămânem încredințați că sunt Spiritul Tău cel Sfânt, că sunt și închem încredințați că Tu ne-ai ajutat dacă noi vom fi seloși cu cuvântul Tău și cu tot ceea ce ne-ai dat. Doamne, Părinte Sfânt, Tu mai rugăm pentru cei care sunt bolnavi sau sunt în diferite încercări, sau pentru tinerii care vor să caute o cale bună care Tu ai promis-o. Doamne, ajută-le ca să poată înțelege și să poată ieși din marasmul în aceștia. Cum atât poți și la Tine ne rugăm. În numele Domnului nostru Iisus.